cerințe. Dinaintea furtunii, a? Nu se aude valga, că e mai ceva. Gata, colegii? Da, imediat. Gata? Da. Bună ziua și bun venit la această conferință de presă. Vă anunț din start că această conferință va fi, de fapt, împărțită în două subiecte total diametral opuse. Prima parte a conferinței este dedicată meciului de mâine și am rugămintea, fără a se interpreta că punem pumnul în gura presei, atât jucătorul cât și antrenorul să primească întrebări strig legate de meciul de mâine, sau, mă rog, de fotbal, de latura sportivă a fotbalului. Iar în partea a doua, despre ce s-a întâmplat azi, subiectul care arde, va veni și vă va da lămuririi acționarul principal, Dan Șu. Vă mulțumesc pentru înțelegere și sper, da, să ne respectăm ceea ce... ca să, lucrurile să meargă bine, da? Ok, mulțumim. Marian, despre meciul de mâine, te rog. Bună ziua, în primul rând. Ce pot să spun despre meciul de mâine, decât că va fi unul dificil, dar în care noi trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a câștiga. Marian, cum este atmosfera astăzi la echipă? Atmosfera este foarte bună. Venim după un rezultat foarte bun, care cred eu că ne-a dat încredere și trebuie să facem orice depinde de noi pentru a reuși să luăm cele 3 puncte, pentru că de mâine se începe un nou campionat unde punctele nu se mai înjumătățesc și nu ne permitem să mai greșim deloc. Cum vezi lupta? Va fi o luptă foarte strânsă, unde fiecare punct o să conteze, dar mai ales trebuie să avem atitudine și să luptăm cum am luptat până acum. Iartă-mă, se pare la fel de puternică ca sezonul trecut sau schimba? Deși s-au schimbat mulți jucători la Farul, eu tot consider că sunt o echipă foarte bună a campionatului, o echipă puternică, o echipă care încearcă să joace fotbal. Tocmai de aceea trebuie să tratăm meciul serios și să reușim să ne impunem. Nu știu dacă este dificil, mai mi s-a întâmplat lucrul acesta când am mers la Farul să joc contra Chindiei Târgoviște. Sunt lucruri care se întâmplă în viața unui sportiv și mă bucur pentru momentele acestea. Dar simți că ai un avantaj, faptul că cunoști destul de multe despre următoarea adversară, pentru că numele tău a fost chiar motivul de supărare, așa să spune, pentru domnul Haji, când s-a zis că... E normal să-i cunosc. Am petrecut acolo 2 ani jumate de zile foarte frumoși din viața mea, cu lucruri bune, lucruri mai puțin bune, dar, cum ai spus tu, eu zic că îi cunosc destul de bine și sper să fac asta să fie în avantajul nostru. Astea sunt lucruri pe care le-am discutat în particular noi în echipă. Mister ne-a transmis tactica pe care trebuie să o abordăm și noi trebuie să facem ce zice dânsul. Dar foștilor colegi le transmis că le iei titlul? Păi eu sper, na. Când am plecat de la Farul, n-am plecat decât cu un singur gând, acela de a câștiga campionatul. În cazul unei victorii, te vei bucura la finalul? Da, o să mă bucur, dar mai restrâns. Gata? Mulțumim!
Vom întâlni o echipă Farul, foarte bună, echipa antrenată bine de Giga Agi și speram că prin acest primul match vom face un parcurs foarte, foarte bun în play-off. E un match oricum dificil ca de obicei și în play-off sunt tot altceva meciuri, adică sunt meciuri cu mai multă intensitate și vom vedea bine ce se întâmplă. Beh, io non credo io che la maggiorità dei supporteri vor fi per stadion meno, perché hanno vasut care sunt sectoarele che sono deschise, de închise, scusa, din această pedeapsă, spunem așa, între ghilimelele. Și atunci no, vor fi probabil 10.000 de oameni și asta e de ajuns, eu zic. Vă e teamă că ați intervenit cu oarecare relaxare după victoria din derby, mai ales când veniți un adversar care a intrat în extremism între eu? Nu, nu, nu cred. Nu cred pe ceea ce cunosc, pentru ceea ce cunosc băieții mei. Adică e normal că primele zile au fost una, două zile, e normal că te dau această victorie cu FCSB, ne-a dat o stare de euforia mare, dar după ca la victorie, așa ca la infringere, trebuie să schimbăm foaie, pagina și nu trebuie mai gândit la această meci cu FCSB. Am terminat un sezon regulat foarte bine, într-un fel extraordinar, se poate spune, prin această victorie, dar play-off va tot altceva și noi suntem acum în cărți pentru a încerca să reducem, adică am intrat în play-off cum m-am gândit, cum am sperat, mai mult probabil dacă era un punct așa, nu am fi pierdut cu Iașul, era bine, dar ceea ce m-am gândit s-a întâmplat, se poate spune, cu această victoria finale, 4 punti, mai multe n-am putut să facem, pentru că am făcut și, mi se pare, 7 victorii, o înfringere și o remisă în 9 meciuri, no? De sezon regulat. Dar Farul, scuze, Farul e echipa care a intrat pe ultimul, în ultimul moment, ca Sepsi, dar oricum e o echipă campione din România și este o echipă care are orgoglio, jucătorii are orgoglio, antrenorul e un antrenor foarte, foarte bun, nu descoperi o Giga și atunci va fi un meci greu, mai ales că am auzit că ei, e normale, vor să castige aici pentru a încerca să ajungă măcar pe podium, chiar dacă distanța e un pic mare, dar podium, ei caută acest obiectiv, spunem așa, no? Au această motivație, pentru că trebuie să găsești o motivație pentru a ajunge, că ce faci play-off așa, normale, normale, așa, fără să interese, nu. Și atunci ei au găsit acest obiectiv, că ar fi podium. Beh, de atunci s-au schimbat multe lucruri, e adevărat că am pierdut unii jucători, ale genio mai mult, Emers, che a fost o surpriză, noi în acel match, mă duc în minte, și acolo a renascut, se poate spune, între ghilimelele, echipa mea, no? După un început așa, un pic așa, așa, și mă duc în minte de un match oricum greu, cu ocazia din partea loro și din partea nostra, dar un match che ne-a dus o vittoria importante pentru a face un percurs bun pe 3 luni, spunem așa, până când nu s-au accidentat ceilalți. Acum va fi la fel, diferit oricum e istoria, fiecare match are o istoria lui și atunci vom vedea bine, dar noi ne dorim să ne gândim la o vittoria foarte, foarte importante pentru parcursul în lupta pentru primul loc. Este să vorbim despre oferte pe care ar fi apărut pentru Rahmani, jucătorul Fosu în acest moment, era Aston Villa, era Benfica. Vă temeți așa să nu ia valul sau ar fi să facă și el cu No, eu cred că Albiol e un băiat cu minte, adică e unul cu piciorul pe pământ, el se gândește numai să facă un play-off, spunem așa, aceste două luni, spunem, de acest mini campionat,
să fie letală acolo în față, cum s-a comportat pentru până acum, dar după vom vedea, pentru că cum e un jucător așa atât de bun, e normal că interese alte echipe este. Dar pentru moment noi l-avem noi și ne bucurăm dacă el dă încă goluri până la sfârșitul campionatului. Beh, s-a echilibrat pentru că această vittoria fecese bene, ha dato un impulso mare in tutte punte de vedere și e normale sau probabile un pic rasgandite persoane che auzise che Rapidul macar nu putea, no? Pentru că oricum parcursul nostru vorbește de sine, adică noi până la un moment dat parcaram afară din această luptă pentru titlu, dar, repet, meritul băieților că în ultime 9 meciuri din afară, repet, meciuri Iași, că ar fi un 5 punct acolo, să nu pierdem, am făcut un parcurs extraordinar și atunci, inclusiv acest meciul finale, că a fost cereaza pe tort, dar acum, repet, încep un mini campionat și ceea ce am făcut, l-am făcut, ne gândim la ceea ce trebuie să facem. Dacă vreți să estimăm procentual, cam unde vedeți Rapidul acum că se află, cam unde se situează plecat de ceea ce vă doriți dumneavoastră de la această echipă înainte de statul meu? Mi doresc să castigăm toate meciurile, sincer, pentru că am avut ocazia de a intra în play-off după două meciuri în 2020 cu Craiova, pe pandemia, nu erau spettatori și acolo nu mă gândeam să facem 6 vittorii la rând, inclusiv meciul direct cu CFR și l-am și depășit. După s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ultimul meci cu titlul pe masă, eu sincer, am semna dacă jucam ultimul meci cu titlul pe masă. Domnule Vescu, te gândiți pe ceea ce s-a întâmplat astăzi o să afecteze evoluția echipei în meciul de mâine? Noi nu e treaba noastră acest lucru. Noi băieții trebuie numai să fie focușați pentru ceea ce trebuie să facem mâine împotriva afarului tactic, tehnic și nu de alte lucruri că nu ne trebuie să nu ne intereseze, trebuie să stăm departe de acest lucru. Cui o să-i dedicați o posibilă victorie? La noi, pentru că noi și oricum după vom vedea. Aveți un mesaj public de susținere pentru Daniel Nicolae care trece? V-am rugat să discutăm despre latura sportivă. Noi am cerut un punct de vedere în legătură cu... Bine, dar intrăm într-un subiect care nu are legătură cu meciul. V-am spus, este domnul Șucu aici, va vorbi strict despre subiect. Este un mesaj de susținere la care domnul... Dar noi suntem lângă Daniel, președinte nostru, după aici e și domnul Șucu, patronul. Dar nu este în birou și nu va fi la meci. Nu e problema noastră acum, repet, dar e normal că suntem lângă el. El a fost întotdeauna lângă noi și ne va lipsi, măcar prezența lui, dar e o persoană deosebită. Mâine va fi la meci. Da, și atunci e bine că mine e lângă noi și atunci nici un fel de problemă. E o dezamăgire mare pentru dumneavoastră dacă n-ați câștigat campionatul? Nu. Încet intram cu toți, domnul Șucu, patronul, acum Nicu, și atunci vă las. Da, mă vedem cine vine. Nu e o dezamăgire, dar eu întotdeauna mă gândesc să lupt pentru titlu și după vom vedea, acceptam pentru că e sport, e competiție, dar eu mă gândesc să, repet, să castigam tot până la sfârșit. Mai sunt întrebări pentru domnul Bergodi? Da, eu vreau să-l întreb pe domnul Bergodi și de meciurile de Champions League. Da. Din păcate echipa che è Champions League, vorba de Inter ieri, mi ha parlato rău pentru Inter, pentru că dar a meritat și chiar dacă la penalty, da, zic eu că a meritat Atletico Madrid. Care echipe italiane în Champions League? Da, sunt toate echipele din Premier League și de Bundesliga, înseamnă asta că fotbalul cel mai important acolo în Anglia și în Germania. E Lazio, din păcate, asta și asta, ma un pic, sì, ma despăgut pentru că consider un antrenor foarte, foarte bun, Maurizio Sarri, l-am și urmărit, dar la Lazio sunt alte probleme.
și lăsam mai deoparte. Deci l-ați părăsit pe la terapie, chiar dacă v-ați sunat? Nu, 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 spuneți, nu. Dar, nu știu, pe Lazio, nu știu, dar eu stau bine aici la Rapid, țin și cu tot respectul pentru Lazio. Ok, mulțumesc, mulțumesc. Okay, așa cum v-am anunțat la începutul conferinței despre ce s-a întâmplat azi, în a doua parte a conferinței, vă va vorbi domnul Șucu. O să spun câteva cuvinte, după care întrebările dumneavoastră. Mulțumim. Bună ziua, bine ați venit. M-am trezit azi dimineață cu un telefon de la avocat, penalist, care să-mi spună că președintele clubului a plecat la audieri la o secție de poliție. Acum am întrebat dumneavoastră mai departe. Cum ați reacționat în momentul în care ați auzit despre? A fost un șoc? Nu, nu. Da, e ceva automat, ceva în afara lucrurilor care ești obișnuit zi de zi. Da? În fotbal te obișnuiești cu multe. Da, sigur că da. Acum avem niște informații suplimentare. Deocamdată, sigur, am văzut foarte puțin din toate datele care sunt în clipa de față în dosar. Am văzut doar partea care avea legătură cât de cât cu Daniel. Da. Eu sunt, dacă vorbim acum puțin ca și principiu, da, respectarea legii este esențială, oriunde suntem, este obligatorie. Da, aș face însă o diferență majoră între violență, bătaie, violență, distrugere pe teren și niște torțe aprinse. Da. Aș face totuși o diferență între cele două. Are calitate de martor sau de suspect? Nici nu știu să vă spun în clipa asta. Nu, nu sunt atât de pregătit în domeniul ca să... Dar eu din ce înțeleg... Poftim? Informațiile ar fi fost că este cercetată în stare de libertate. Sau poate fi cercetată... Da, 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 indubitabil. Adică a fost acolo împreună cu avocatul, a avut declarațiile care le-a avut de făcut și mai departe cercetarea este în continuare. Din punctul nostru de vedere, da, avem obligația să respectăm toate legile României. Da. Înțeleg că tot ce înseamnă partea asta cu torțe și cu materiale pirotehnice, cum spun dânsii, este în afara legii, ea trebuie să rămână în afara legii. Da? Dacă este în afara legii, dacă se schimbă legea, atunci este altceva. Sigur că am văzut extrem de multe stadioane din toate colțurile lumii în care aceste tipuri de produse sunt acceptate. Repet, nu putem să facem o echivalare între niște torțe aprinse într-o galerie și violență, bătaie pe stadion, distrugeri și așa mai departe. Sunt lucruri foarte diferite. Da? Nu cunosc partea asta cu armele și cum mai știu eu ce. Nu știu, nu mi-l imaginez pe domnul Nicolae cu o mitralieră în mână. Da? Da? Găsit vinovat de ce anume? Că, din punctul meu de vedere, cu arme și muniții, nu mă aștept dacă aș fi în situația de a ști că în casa lui Daniel e un arsenal de arme și muniții, probabil că aș avea o problemă. Dar nu cred că e cazul. Domnul Șupanchi, dar vorbesc despre o colaborare între conducerea Rapid și grupările de ultrași pentru introducerea în stadion a acestor materiale pirotehnice și procurorii folosesc următoarea sintagmă în descrierea faptelor. Au fost folosite materiale pirotehnice care puteau să distrugă terenul și să pună în pericol stewardii, copiii de mici, jucătorii și așa mai departe. Enumerau. Exista această colaborare între conducerea clubului Rapid și grupările de ultrași? N-am de unde să știu lucrurile astea. Aștept și eu în clipa de față să văd mai multe date din tot ce are legătură cu dosarul de care vorbim. Cred că nu va dura foarte mult, am impresia că dânsii sunt destul de hotărâți ca să meargă repede înainte și atunci o să putem să știm mai multe lucruri. Dar ce știm noi, dacă mă întrebați puțin de fapt, colaborarea care există în clipa de față instituțională între club
și galerie, lucrurile sunt cât se poate de clare. Deci noi în club avem o decizie clară, chiar a Consiliului de Administrație, de a susține deplasările galeriei. De atunci când facem deplasări în afara Bucureștiului, avem un buget de 25.000 de lei prin care susținem tot ce înseamnă autocare, vagoane de tren sau ce putem susține. Deci o parte din cheltuiala lor o susținem și noi. Ne face mare plăcere să avem acolo alături de noi la fiecare meci posibil în deplasare. Și o dată sau de două ori pe sezon avem niște contribuții pentru tot ce înseamnă partea asta de coreografie. Vi se pare și o lovitură da? De imagine dată clubului Rapid în acest moment prin tot ceea ce s-a prezentat astăzi? Da. Nu e ceva neapărat de ceva foarte plăcut de care discutăm. Dar în același timp începe o nouă competiție. Rapidul n-a mai participat așa, în mod serios, în ultimii 15 ani la o competiție de genul ăsta. Și speranța mea este, și eu sunt chiar astăzi aici ca să vorbesc și eu, dar să vorbesc și eu la început de play-off cu jucătorii, cu jucătorii noștri, speranța noastră că pentru dânsii va fi un mod și mai serios de a constitui un grup, nu infracțional, un grup, da? Și de a fi din ce în ce mai sudați împreună și de a lupta împreună cât pot de mult. Nu vi se pare prea mare coincidența că a putut să se întâmple chiar astăzi, la câteva zile după derbiul? Da. Pentru mine sâmbătă a fost cea mai... Deci din tot ce memorez eu acum despre fotbal, sâmbătă a fost cea mai frumoasă seară pe care am trăit-o în fotbal. Da? Ei, uite că... Astăzi ce e? Joi? Joi nu mai e așa de frumos. Da. Sper că vineri să fie la fel de frumos din nou. Adică e sinusoida asta în fotbal e din ce în ce... are amplitudine din ce în ce mai mare. Dar încă o dată, din punctul... Am mai spus-o, am și spus-o mai devreme. Sâmbătă, acum, astăzi m-am simțit ca și cum sâmbătă a fost o nuntă frumoasă, cu invitați fericiți, cu toată lumea bună și la sfârșitul nunții a venit cineva și a aruncat cu noroi pe rochia miresei. Da? Cam așa am văzut. Cum explicați faptul că în toate întrebările stadionului exista un perete fals, iar în acea încăpere au fost găsite materiale? Sunteți la curent că suntem chiriași aici și că noi preluăm spațiul ăsta cu cel mult 24 de ore înainte de data meciului. Cred că sunteți la curent cu lucrul ăsta. Da? Și sunteți la curent cu faptul că noi păzim stadionul ăsta doar pe perioada meciului. Da? N-avem nici cea mai mică cunoaștere despre ce se întâmplă în acest stadion pe perioada în care noi nu suntem aici. Deci, dumneavoastră, nu știați de existența acelui loc? O cameră secretă. Da. Ați aflat astăzi? Da. Da, nici n-am aflat deocamdată despre ce vom... Vă spun eu, este vorba despre un perete fals în Peruza Nord, secțiunea 119 și 120, în baia destinată bărbaților. Okay. Și au fost găsiți 4 saci cu 371 de articole pirotehnice, combinezoane de culoare neagră și măști din plastic. Ok. Ok. Nu știți? Da. Aveți voi? Dar n-am nici cea mai mică idee despre ce vorbim în clipa de față, chiar nu înțeleg la ce ne referim. Repet, acest stadion aparține clubului Rapid. Clubului sportiv Rapid. Deci, încă o dată, trebuie să vorbiți cu proprietarul stadionului în ce privește firma de pază pe care a angajat-o. Deci, firma noastră de pază care se ocupă de evenimentul propriu-zis, se numește Libra și nu cred că are legătură cu nimic despre ce discutăm acum. Firma cu care are legătură cu paza este, pentru eveniment, este a noastră, normal. Aducem în funcție de discuțiile care le avem cu jandarmeria, da? În comandamentul care se face înainte de meci pentru siguranța spectatorilor, avem între 250 și 350 de oameni în dispozitivul de pază ai firmei cu care lucrăm. Da? Dar nu avem o legătură... Poftim? Vă gândiți să schimbați această firmă de pază? Nici o firmă nu garantează, nici o firmă de pază de pe pământ nu garantează în clipa de față că nu va exista vreun nedumerit care o să arunce cu ceva, cu vreo făclie sau ceva pe teren. Nu există așa ceva. Dacă aș găsi una care mi-ar garanta lucrul ăsta, m-ar salva și pe mine de multe alte cheltuieli.
pe care le știți. Vorbim despre depozitarea în stadion a materialelor pirotehnice. Deci, încă o dată, noi nu păzim stadionul ăsta. O zi, o zi la două săptămâni ne aparține. Da? Și în acea zi dumneavoastră faceți... În ziua aia, în ziua aia noi mergem să luăm toate lucrurile în primire. Am colegul de aici care se ocupă de preluarea în primire a stadionului, o să-l întrebați pe dânsul. Dar cum a fost găsită prima aceasta pe care o folosiți la evenimente de bază? Prin licitație. Deci nu știți... Prin licitație. Cine o deține sau așa? Prin licitație. Da. Sunt 7, 8, 10 firme care pot să liciteze prin licitație. Nu este firma liderului de galerie așa cum a spus pe sala? Doamne ferește. Galeria ar fi în condiția respectivă, ar fi într-un conflict de interese. Nu există așa ceva. Dar măcar o machetă da. La nivelul firmei de fază care există, poate, nu știu... Firma de pază care, încă o dată, că nu facem o mică... Firma de pază care păzește obiectivul în afara perioadei meciurilor sau firma de pază a noastră care se ocupă de... evenimentul respectiv. De care facem legătura? Că sunt două lucruri absolut distincte. Am înțeles diferența asta, nu? Cea care se ocupă de evenimente, din punctul nostru de vedere, suntem destul de mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu Dași. În ce privește paza acestui obiectiv pe perioada în care noi nu suntem aici, nu e o problemă pe care mă întrebați pe mine. Va exista și o anchetă internă, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, adică nici o riscă să pe baza la ce știm în clipa de față, nu. Da. Pe baza la ce știm în clipa de față. Noi așteptăm și noi ca oricine altcineva să aflăm să vedem absolut toate lucrurile care sunt de văzut și atunci putem să decelăm la nevoie și altceva. Dar nu cred că e cazul. Nu am văzut până acum pe cineva mai implicat în tot ce are legătură cu Rapid decât Nicu. Da. Sigur, am vorbit cu Nico, mi-a explicat despre ce este vorba. Nu am în clipa de față ceva anume pe care să pot să pun mâna, că fie ceva care e în afara... Da. Domnul Rolariu a fost și el la audieri, dacă nu greșesc, este șeful de ordine și securitate. Este șeful securității, da. El ne-a spus că n-ar fi vorba despre materiale pirotehnice. În primul rând, v-aș întreba... despre ce ar fi vorba, dacă nu, deși... Trebuie să întrebați pe dânsul. Da. Am întrebat, am spus că nu. Și am întrebat, structura pe care dânsul o conduce, face verificări în momentul în care este preluat stadionul în acea zi în care spunea dumneavoastră, când are loc evenimentul? Deci este posibil. Este o procedură pe care nu o cunosc, n-am anunț în momentul de față. E foarte bine să vorbiți cu Olariu în privința asta. Da, Olariu, da. Da, nu sunt atât de obsedat de detalii în privința asta. Dar în mod cert sunt probabil că sunt extrem de multe încăperi în acest stadion pe care nu le cunoaștem noi pentru că nu e treaba noastră. Da? O să luați ceva măsuri suplimentare după tot ceea ce s-a întâmplat, vă gândiți să introduceți ceva suplimentar? În momentul ăsta nu avem ceva anume de a ne reproșa în modul în care organizăm meciurile. În acest moment. Dacă prin jandarmerie și prin, cum îi spunea, și prin această investigație o să vedem că este ceva în plus care ne scapă, atunci sigur că ne vom adapta. Dacă la meciul de mână se vede ziare și peruză, eu știu, 20 de torțe atât care vor fi aruncate pe teren? Da. Probabil. Da, în mod normal, ideea asta de a fi contondent, ideea asta de a rezolva problemele prin forță, da, mi-apelează mai puțin. Da? Noi, cel puțin în ultima vreme, am văzut o relație din ce în ce mai bună și din ce în ce mai civilizată între galerie și club. Da? În altă ordine de idei, eu nu cred că există o atmosferă mai civilizată în România pe un stadion decât în Giulești. Asta e părerea mea personală și mi-o susțin. Sincer, vă îngrijorează tot ceea ce s-a întâmplat? Simțiți o neliniște interioară în acest da.
vine cu presiune. Nu, nu. Pentru că nu ați un tip echilibrat care abia a intrat în fotbal și tocmai s-a familiarizat cu basketul de echilibrate. Da, mă uitam puțin, dumneavoastră sunteți ziariști, probabil că vedeți lucrul ăsta mai bine decât mine, mă uitam puțin pe audiența TV la tot ce înseamnă primele 30 de meciuri de anul ăsta comparativ cu cea de anul trecut. Da, probabil că și dumneavoastră v-ați uitat și ați văzut că avem o creștere de audiență a fotbalului românesc de peste 21%, în condiția în care televiziunea a scăzut din atractivitate, undeva cam cu 5-6%. Asta înseamnă că deja fotbalul românesc reușește să aducă o audiență suplimentară de peste 25%, în condiția în care Rapidul crește cam cu 30%. E o performanță. N-aș vrea să mergem într-o direcție, să schimbăm trendul ăsta pozitiv, să mergem într-o altă direcție. Să dăm percepția spectatorilor că este o nesiguranță pe stadion, ceea ce nu cred că e cazul. Dar e cel mai greu moment de când ați intrat în fotbal? Maica ta, Hristoase, de ce să fie cel mai greu? Din cel mai greu moment pentru mine, cel puțin, a fost după ce am luat două autogoluri cu Petrol. Atunci chiar am simțit. Atunci chiar am rămas neînmerit. Deci sunteți optimist că se vor liniște toate lucrurile? Fără... Eu nu știu, cum aș putea compara ce se întâmplă pe stadionul ăsta cu ce s-a întâmplat pe stadionul de la Arcul de Triunf acum o săptămână sau până. Cum puteți compara lucrurile astea două? Că mi-e foarte greu. Mi-e foarte greu, da. Da, nu văd, adică nu văd o problemă, adică eu, este adevărat, este ilegal. Dacă este ilegal, trebuie să înceteze. Dar existența unor torțe în tribună, da, mi-e greu să o văd în clipa de față ca un lucru penal sau ca un lucru care trebuie să ducă la pușcărie. S-a mai întâmplat, da, și pe alte stadioane, exact cum a spus și dumneavoastră, tocmai de aceea v-am întâmplat. Eu am văzut... Ce anume? Dacă Rapidul a fost... Eu am văzut, toată lumea am văzut. Văd la televizor meciuri din Grecia sau din altundeva unde materiale pirotehnice sunt folosite de enorm mai multe decât aici. Și nu sunt incriminate legal. În clipa de față, da, sunt incriminate legal, trebuie să încetez. Asta e clar, indubitabil. Dar că noi putem să facem asta într-un mod contundent în confruntarea cu propria galerie, am o îndoială. Că ăsta e modul în care trebuie făcută treaba. Dar credeți că poate fi un handicap, că le va fi de acum înainte teamă suporterilor Rapidului și să vină să se manifeste pe stadion la un meci? Că nu va mai fi acel al 12-lea jucător pe care Rapidul a beneficiat? Nu știu ce să vă spun. Avem cântece care nu se repetă în 90 de minute. Da. Nu știu ce să vă răspund aici. Da? Repet, legea trebuie respectată. Dar aveți un mesaj pentru fanii care vor veni mâine în Giulești? Îi așteptăm cu cea mai mare plăcere. Și sunt absolut în siguranță în stadionul Giulești. Diferența față de alte situații în care au fost aruncate torțe, fumigene, petarde, este că acum vorbesc negru pe alb procurorii despre o colaborare dintre conducerea clubului și ultrași. Și dau și date exacte. Rapid FCSB, 9-3-2024, pe 27-3-2024, ar fi adus ultrașii materiale cu acordul conducerii. Și întrebarea noastră este... Dacă mă întrebați dacă au avut acordul meu, nu e cazul. Nu îmi cere mie nimeni acordul. Dacă au cerut acordul altcuiva, nu știu să vă spun în clipa de față. Pe partea cealaltă, eu nu am văzut... Am fost sancționați deja cu 60 de miliarde și cu nu știu câte sectoare închise din stadionul nostru și am văzut, dacă nu mă înșel, în zona noastră, din 10.000 de oameni, o torță sau două aruncate în teren. Da. Eu cred că e puțin exagerat, dar nu. Repet, legea e lege, trebuie respectată legea. Din cei care, pentru că pedepse de genul ăsta, pecuniare sau de genul respectiv, nu cred că aduc neapărat la o chestiune educativă. Pur și simplu sunt niște bani care se strâng, care pleacă din contul unui club și ajung undeva. Chiar vă pot să mă întrebăm și cum comentați sobre aceste lucruri, pentru că Rapidul, deși este cea mai plică echipă în momentul de față, la nivel de suporte, da, la o amendă record, iar alții care fac incidente, intră cu
foarte din teren și nu joacă meciurile cu foarte din chestii. Ce părere aveți de ce? Sper din toată inima că dacă se aplică legea, să se aplice legea în cazul tuturor. În felul în care se aplică și față de noi, să fie aplicată față de toată lumea. Mi se pare că au fost mai multe torțe aruncate din peluza oaspeților decât din peluza Rapidului. Da, da, nu e... Există, România are legi, România are instituții care trebuie să le aplice. Da? E treaba de înșilor să o fac. Ați stabilit primele pentru câștigarea titlului? Da. Acum 10 minute. Într-o zi atât de agitată? Trebuie să discutați despre primul? Da, de asta trebuie să o discutați cu Nicu. Nu ne puteți spune așa? Nu, nu e treaba lui Nicu. Da. Deci, m-au informat și pe mine despre ce e vorba. De ce nu a venit la conferință? Poftim? De ce nu a venit la conferință? Conferința era dedicată în primul rând meciului de mâine. Am hotărât că dacă tot eram pe aici, mi-a făcut și mie plăcere să vă salut eu. Ne puteți spune mulțumesc. Și numai nu. Sunt convins că veți vorbi lucrul ăsta cu Nicu. Mulțumesc frumos. Sunt cunoscut pentru fiecare meci, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Mulțumim. Eu mulțumesc.